Bine v-am regăsit. V-am promis că de regulă, nu spun că voi reuși de fiecare dată, dar voi încerca, voi publica un material de rezolvare a testelor grilă săptămânal. Așa că azi vă prezint al doilea material din această serie. Voi continua cu admiterea la medicină și vă voi prezenta azi rezolvarea pentru prima parte a testului de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicină, din anul 2021. Să vedem ce spune prima întrebare. Un termometru greșit etalonat indică la presiune atmosferică normală minus 3 grade Celsius în gheața care se topește și 107 grade Celsius în apă care fierbe. Când termometrul greșit etalonat indică 8 grade Celsius, temperatura reală este, și avem cele 5 variante de răspuns. Dacă termometrul se găsește în gheață care se topește la presiune atmosferică normală, înseamnă că temperatura este 0 grade Celsius, chiar dacă el indică minus 3 grade Celsius, iar în apă care fierbe la presiune atmosferică normală, temperatura este de 100 de grade Celsius, dar termometrul greșit etalonat indică 107 grade Celsius. Trebuie să aflăm cât este temperatura reală în grade Celsius atunci când termometrul nostru greșit etalonat arată 8 grade. Termometrul nostru este greșit etalonat din două puncte de vedere. Este, ca să spun așa, dublu greșit etalonat, pentru că odată 0 nu este unde trebuie și mai e o problemă pe care o veți observa imediat. Să presupunem că acesta este termometrul greșit etalonat și acesta este un termometru corect etalonat. Acolo unde termometrul corect etalonat ar arăta 0 grade Celsius, termometrul greșit etalonat arată, zice enunțul, minus 3 grade. Iar acolo unde termometrul corect etalonat ar arăta 100 de grade Celsius, termometrul nostru arată 107 grade. Și acum puteți observa și a doua problemă, și anume faptul că pe un interval de temperatură pe care în scara Celsius avem 100 de grade, pe termometrul nostru avem de la minus 3 până la 107, adică 110 grade. Deci raportul dintre un grad de pe termometrul greșit etalonat și un grad Celsius este intervalul de temperatură măsurat de gradul de pe termometrul greșit etalonat este mai mic, pentru că avem mai multe diviziuni. Deci este 100 supra 110. În loc să avem 100 de diviziuni, avem 110 diviziuni. Și acum putem să găsim o relație de transformare din temperatura pe care ne arată termometrul greșit etalonat în temperatura corectă. Și anume, când termometrul greșit etalonat arată 8 grade Celsius, trebuie să observăm că, de fapt, până la 0 grade Celsius, adevăratul 0 grade Celsius, nu sunt 8 grade, ci sunt 8 plus 3. Și atunci, odată la temperatura pe care o arată termometrul nostru, trebuie să adăugăm 3 grade, ca să ajungem la 0 grade Celsius. Și apoi, ca să trecem din gradele greșite în gradele Celsius, mai trebuie să înmulțim cu 100 pe 110. Și în felul acesta vom găsi temperatura exprimată în grade Celsius.
Și aceasta ar fi o relație de transformare dintr-o scară de temperatură. Putem considera că termometrul nostru etalonat greșit are propria lui scară de temperatură și scara Celsius. Și acum putem aplica această relație pentru datele din problema noastră. În problema noastră, temperatura indicată de termometrul greșit etalonat este de 8 grade. Și atunci temperatura în grade Celsius va fi 8 plus 3, 11 grade înmulțit cu 100 pe 110. Și după ce simplificăm, vom avea 100 pe 10, adică temperatura în grade Celsius va fi 10 grade Celsius. Și asta înseamnă că răspunsul corect este cel de la punctul B. Vă ajută să rezolvați probleme asemănătoare, întrebări asemănătoare, cursul teoretic căldura și temperatura și de asemenea și cursul aplicativ, aplicații la cursul 1 și cursul al doilea. Găsiți linkurile lor în descriere și nu voi mai preciza de fiecare dată acest lucru, pentru că de câte ori vă voi prezenta un material care vă poate ajuta, știți că găsiți linkul în descriere. Al doilea item spune că un mol de gaz ideal absorbe 700 juli într-o încălzire izobară și 500 juli într-o încălzire izocoră. Căldură, probabil. Știind că în ambele procese variația temperaturii gazului este aceeași, valoarea exponentului adiabatic gamma al acestui gaz este, aici mai simplu, căldura pe care o primește un gaz într-o transformare izobară este nu ori Cp ori delta T, Cp fiind căldura molară la presiune constantă. Iar căldura pe care o primește într-o transformare izocoră este nu ori Cv, înmulțit cu delta T, Cv fiind căldura molară la volum constant. Și atunci căldura Qp la Qv este nu ori Cp înmulțit cu delta T supra nu ori Cv înmulțit cu delta T, dar enunțul spune că în ambele procese variația temperaturii gazului este aceeași. Așa că putem simplifica cu delta T și putem simplifica și cu nu. Avem același număr de moli. Avem de fapt un mol, dar n-are importanță cât sunt. Și atunci Cp pe Cv, care este gamma, ceea ce căutăm, exponentul adiabatic este raportul dintre Cp și Cv, va fi raportul căldurilor, adică 700 juli pe 500 juli. Deci, în final, gamma este 1,4. Și asta înseamnă că răspunsul corect este D, 1,4. Și pentru acest tip de întrebări, puteți găsi material teoretic care vă ajută în cursul teoretic de termodinamică cu titlul Lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne. 3. Un mol de gaz ideal este comprimat izoterm până la dublarea presiunii. Următoarele afirmații sunt adevărate. Și e vorba în două dintre răspunsuri și despre densitatea gazului. Dacă avem o comprimare izotermă, înseamnă că procesul ascultă de legea Boyle-Mariot, și anume P ori V constant, sau P1V1 este egal cu P2V2, care se poate scrie P2 pe P1 este egal cu V1 pe V2. Și enunțul spune că presiunea se dublează. Dacă presiunea se dublează, înseamnă că volumul V1 este de două ori mai mare decât V2 și înseamnă că volumul scade la jumătate. Și densitatea este raportul dintre masă și volum. Și dacă volumul a scăzut la jumătate, masa a rămas aceeași, pentru că n-am avut un schimb de substanță cu exteriorul, înseamnă că densitatea trebuie să crească de două ori. Așa că putem lua acum răspunsurile.
să le discutăm, variantele pe care le avem. A, densitatea gazului scade de 2 ori, nu? Densitatea gazului crește de 2 ori. B, energia internă a gazului este 0. Energia internă nu e niciodată 0, pentru că temperatura nu e niciodată 0 Kelvin. Volumul gazului scade de 4 ori, nu scade de 4 ori, scade de 2 ori. Presiunea gazului variază direct proporțional cu volumul acestuia. Nu. Presiunea gazului variază invers proporțional cu volumul într-o transformare izotermă. Și la E scrie densitatea gazului crește cu 100% și s-ar putea să spuneți, păi nu-i bun niciunul dintre ele. Păi ba da, e bun E, pentru că crește cu 100%, e același lucru cu se dublează. Deci răspunsul corect este E. Și pentru astfel de întrebări găsiți material care vă ajută, de pildă cursul teoretic Legile gazului ideal. 4. O peliculă subțire de apă cu săpun, având indicele de refracție 1,5, se află în aer cu indicele de refracție 1 și este iluminată normal cu o radiație monocromatică cu lungimea de undă de 630 de nanometri. Să se calculeze grosimea minimă a peliculei, eu am notat-o cu D mic, pentru care prin reflexie pe cele două fețe ale acesteia se obține un minim de interferență, adică să avem interferență distructivă. Asta e pelicula, grosimea ei este D. Ce se întâmplă aici? O rază care vine la incidență normală, așa spune textul, enunțul, se reflectă o parte din ea pe această față, o parte parcurge de două ori distanța D, dus întors, și se reflectă aici. Și aceste două raze, 1 și 2, se suprapun și produc un fenomen de interferență. Am arătat în cursul teoretic de optică ondulatorie cu titlul Interferența, partea a doua, că în acest caz diferența de drum optic se calculează cu relația 2 de n plus lambda pe 2. 2 apare pentru că, așa cum v-am spus, una dintre raze parcurge în plus de două ori distanța d și ca să fie drum optic înmulțesc cu n. Și să nu uitați de acest lambda pe 2, care apare pentru că atunci când lumina se reflectă pe suprafața care desparte un mediu mai refringent de unul mai puțin refringent, venind din mediul mai refringent, ea pierde jumătate de lungime de undă. Vrem să avem un minim. Primul minim s-ar obține pentru delta egal cu lambda pe 2. Dar dacă îi dau lui delta valoarea lambda pe 2, obțin 2 de n egal cu 0 și acest produs nu poate fi 0 decât dacă d este 0. Adică dacă pelicula nu există, dacă nu are grosime, nu există. Deci cazul acesta nu ne interesează. Următorul minim se obține pentru 3 lambda pe 2, pentru că minimul se obține pentru un multiplu impar de lambda pe 2. Lambda pe 2, 3 lambda pe 2, 5 lambda pe 2 și așa mai departe. Așa că punem această condiție. Și atunci avem 2 de n plus lambda pe 2 este egal cu 3 lambda pe 2. 3 lambda pe 2 minus lambda pe 2 este 2 lambda pe 2, adică lambda. Și atunci avem 2 de n este egal cu lambda. De unde rezultă că D, ceea ce căutăm noi, grosimea peliculei, este lambda supra 2N. Adică D va fi 630 de nanometri supra 2 înmulțit cu 1,5. Adică 630 împărțit la 3, adică 210 nanometri, dar 210 nanometri înseamnă 0,21 micrometri și dacă ne uităm la răspuns, vedem că răspunsul corect, varianta corectă este C, 0,21 micrometri. 5. În fața unui sistem format din două lentile convergente subțiri alipite, având convergențele C1 1,5 dioptrii, respectiv C2 3,5 dioptrii,
se află un obiect luminos la distanța de 10 cm. Despre imaginea formată de sistem, este adevărat că înseamnă că trebuie să descriem imaginea ca să putem răspunde la întrebare, să găsim varianta corectă. Dacă alipim două lentile subțiri, atunci convergența sistemului va fi suma celor două convergențe. Lentilele noastre au convergențele C1 egal cu 1,5 dioptrie sau metru la minus 1, C2, 3,5 metru la minus 1, iar obiectul se găsește la 10 cm, înseamnă că X1 este minus 0,1 metri. Minus pentru că, prin convenție, dacă întrebarea, problema nu specifică altceva, considerăm că obiectul este la stânga și am transformat în metri cei 10 cm pentru că avem convergențe care sunt metrul, exprimate în metru la minus 1. Deci convergența totală, pentru că alipim lentilele, va fi C1 plus C2, adică va fi 5 metru la minus 1. Și asta înseamnă că distanța focală a sistemului nostru, care este 1 supra C, va fi 1 pe 5, 0,2 metri. Și dacă știu și distanța focală și X1, pot calcula poziția imaginii. Folosim formula lentilelor. 1 pe X2 minus 1 pe X1 este egal cu 1 supra F. 1 pe X2 este 1 supra F plus 1 pe X1, ceea ce înseamnă că X2 este egal cu F înmulțit cu X1 supra F plus X1. Adică X2 va fi 0,2, nu mai scriu unitatea de măsură, înmulțită cu minus 0,1 supra 0,2 plus minus 0,1. Și înseamnă că, în final, X2 va fi minus 0,02 supra 0,2 minus 0,1 este 0,1 metri. Deci X2 va fi minus 2 pe 10 metri sau minus 20 de centimetri. Și faptul că poziția imaginii este caracterizată de un număr negativ ne arată că imaginea este la stânga, adică în aceeași parte cu obiectul, adică e virtuală. Iar mărirea liniară beta, care este x2 pe x1 în cazul lentilelor, va fi în cazul nostru minus 20 pe minus 10, aici pot lucra în centimetri, cu condiția să fie amândouă în centimetri, adică va fi 2. Și înseamnă că am găsit următoarele lucruri despre imaginea noastră, că e virtuală și că e dreaptă, pentru că beta e pozitiv, și de două ori mai mare decât obiectul. Și atunci, răspunsul corect, varianta corectă, va fi, să vedem, A și B cad pentru că imaginea știm că e virtuală și E cade. D spune că este virtuală și se formează la infinit. Nu e adevărat. Rămâne C, este virtuală și de două ori mai mare decât obiectul. Deci varianta corectă este C. Găsiți materiale teoretice și ajutătoare pentru astfel de întrebări sau de probleme în cursul teoretic cu titlul Lentile și în cursul aplicativ cu titlul Convergența. 6. O sursă reală are tensiunea electromotoare 20 V, am scris datele pe tablă, și curentul de scurt circuit 10 A. Să se calculeze rezistența iarmare a unui rezistor care legat la bornele sursei face ca tensiunea de la bornele acesteia să aibă valoarea U16 V. Curentul de scurt circuit se calculează împărțind tensiunea electromotoare
la rezistența internă. Și atunci putem să calculăm rezistența internă a sursei ca fiind E supra curentul de scurt circuit, adică R mic va fi 20 de volți supra 10 amperi, 2 ohmi. Și acum știm că tensiunea la borne este E minus I înmulțit cu R mic. Și aici știm tot în afară de I, care va fi intensitatea curentului prin circuit când tensiunea la bornele sursei noastre are valoarea 16 volți. I înmulțit cu R mic este egal cu E minus U, de unde rezultă că I este E minus U supra R mic, adică 20 de volți minus 16 volți supra 2 ohmi, adică 4 volți pe 2 ohmi, deci curentul are intensitatea de 2 amperi atunci când tensiunea la borne este 16 volți. Dar tensiunea la borne este și tensiunea pe rezistorul R, pe care îl legăm la sursă. Și atunci putem folosi legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit ca să găsim valoarea rezistorului R mare. R mare este U supra I, adică este 16 volți supra 2 amperi, adică este 8 ohmi. Și înseamnă că varianta corectă este D, 8 ohmi. 7. În circuitul din figură, sursele sunt reale și identice. Au tensiunea electromotoare E mare și rezistența internă R mic, iar firele de legătură sunt ideale. Asta înseamnă că au rezistența 0. Gruparea de surse debitează aceeași putere pe circuitul exterior și dacă rezistorul R mare are rezistența 9 ohmi și dacă are 16 ohmi. Rezistența internă R mic a unei surse este: o sursă debitează aceeași putere pe doi rezistori, să le spunem R1 și R2, dacă între cei doi rezistori și rezistența internă a sursei avem relația R mic este radical din R1 înmulțit cu R2. Am arătat acest lucru în mai multe materiale, dar o teorie generală care vă ajută să legați sursele în orice fel și să rezolvați probleme legate de legarea, de gruparea surselor, este cursul aplicativ cu titlul Gruparea surselor. Și atunci înseamnă că rezistența R mic în cazul nostru va fi radical din 16 ori 9, adică va fi 4 ori 3, 12 ohmi. Dar atenție, aceasta este rezistența echivalentă a celor două surse, a bateriei alcătuită din cele două surse legate în paralel. Deci trebuie să o notăm R indice E, pentru că așa spune enunțul. Gruparea de surse debitează aceeași putere. Deci înseamnă că am vorbit până acum despre rezistența echivalentă a celor două surse grupate în paralel. Și noi știm că 1 supra acest R echivalent este 1 pe R mic plus 1 pe R mic, adică 1 supra R echivalent este 2 supra R mic, unde R mic este rezistența internă a unei surse, a unei singure surse. Și atunci se vede că R mic este de 2 ori R mic echivalent. Adică în cazul nostru va fi 2 ori 12 ohm, R mic va fi 24 de ohm, ceea ce înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă este E, 24 de ohmi. 8. În circuitul din figura alăturată, indicația ampermetrului este 0, iar firele de legătură sunt ideale. Următoarea afirmație este adevărată. Acesta este un montaj punte, iar când nu avem curent între A și B,
cazul nostru, puntea este echilibrată. Găsiți mai multe despre montajul punte într-un videoclip care prezintă rezolvarea unei probleme și care se numește chiar montaj punte. Să luăm afirmațiile pe rând. UAC mai mare decât UBC. UAC mai mare decât UBC. Dacă ar fi așa, ar însemna că potențialele punctelor A și B sunt diferite și atunci aș avea o tensiune între ele și atunci curentul indicat de ampermetru n-ar fi 0. Puntea n-ar fi echilibrată. BUAD, UAD mai mic decât UBD. Aceeași explicație ca mai înainte. C, R1 înmulțit cu R4 egal cu R2 înmulțit cu R3, de R1 ori R3 egal cu R2 ori R4 și mai avem la E, voi reveni la C și D, UAB egal cu UAD, UAB egal cu UAD. AD, între A și D există tensiune, pentru că am un curent și un rezistor. Dar între A și B nu există tensiune dacă ampermetrul nu arată niciun curent. Așa că nu e bun nici E. Și acum să vedem C și D. Când o punte este echilibrată, am arătat în materialul despre care v-am vorbit, avem următoarea relație între rezistențele punții. R2 supra R1 este egal cu R3 supra R4. Și atunci se mai poate scrie R2 înmulțit cu R4 egal cu R1 înmulțit cu R3. Și aceasta este relația de la punctul D. R1 înmulțit cu R3 este egal cu R2 înmulțit cu R4, deci D este răspunsul corect. 9. Un mol de gaz ideal efectuează transformarea 1, 2, 3, 4, 1 din figură, reprezentată în coordonate VT. Este adevărat că, să vedem, A, lucrul mecanic util este egal cu area ciclului din figură. Acest lucru e adevărat doar dacă ciclul este reprezentat într-o diagramă Clapeyron, adică într-o diagramă PV. Ori în cazul nostru, diagrama este V funcție de T. Deci A este o variantă incorrectă. B. P1 mai mic decât P2. Transformarea 1, 2 este o transformare izobară. Pentru că segmentul 1, 2 face parte dintr-o dreaptă care trece prin origine și asta înseamnă că V supra T este constant pentru această transformare și asta înseamnă că e o transformare izobară. Deci pe 1 egal cu pe 2. Așa că nici varianta B nu e bună. C. Pe 2 egal cu pe 3. Transformarea 2, 3 este o transformare izocoră. Se vede că volumul e constant. Într-o transformare izocoră, P supra T este constant, dar T3 se vede că e mai mare decât T2, înseamnă că și P3 este mai mare decât P2, deci nici varianta C nu e corectă. La D, ni se spune că modul din variația energiei interne pentru transformările 1, 2, 3 este mai mic decât modul din variația energiei interne pentru transformări, pentru șirul de transformări 3, 4, 1. Aceste două variații în modul ale energiilor interne trebuie să fie egale. Altfel n-ar fi adevărată legea conservării energiei, pentru că cele două transformări au loc între aceleași stări. Odată de la 1 la 3 și apoi de la 3 la 1. Și atunci variațiile de energie internă trebuie să fie aceleași, pentru că energia internă este o mărime de stare. Deci nici D nu e corect. E, pe 4 mai mare decât pe 1. Da, transformarea 4-1 este din nou o transformare izocoră și atunci avem această relație și pentru că T1 e mai mic decât T4 și P1 e mai mic decât P4, deci varianta corectă este E. Găsiți teorie care vă ajută la rezolvarea unor astfel de probleme în cursul de termodinamică cu numele legile gazului ideal. 10. T1
temperatura unui corp omogen de masă M egal cu 2 kg crește cu 50 de grade, delta T egal cu 50 de grade, 50 de Kelvin, când primește o cantitate de căldură egală cu 50 de kilojuli. Q egal cu 50 de mii de juli. 50 de kilojuli. Trebuie să calculăm cât este căldura specifică a corpului. Căldura pe care o primește un corp ca să se încălzească se poate calcula cu formula M ori C mic ori delta T. De C mic este căldura specifică. Și atunci căldura specifică este raportul dintre căldura pe care o primește corpul și masa corpului înmulțită cu variația de temperatură. Adică în cazul nostru, C mic este 50 de mii de juli supra 2 kg înmulțit cu 50 de kelvin. 50 de mii împărțit la 100 este 500. Deci C mic este 500 de joule pe kilogram Kelvin sau kilogram grad. E același lucru pentru că acolo avem o variație de temperatură. Înseamnă că răspunsul corect, varianta corectă este E. 500 de joule pe kilogram Kelvin. Găsiți teorie care vă ajută la rezolvarea unor astfel de probleme în cursul de termodinamică, căldura și temperatura. 11. O persoană observă privind din aer cu indicele de refracție 1 sub incidență normală o piatră aflată pe fundul unui bazin de adâncime H mare egal cu 1 metru și ni se dă că indicele de refracție al apei este 4/3. Și întrebarea este cu cât pare mai ridicată piatra față de fundul bazinului. Aici este piatra, aici este suprafața apei. Și raza de lumină vine de la piatră în incidență normală și ajunge la ochiul nostru. Adâncimea apei este H mare. Ochiul nostru este obișnuit să aprecieze distanțele în aer. Dacă lumina vine prin alt mediu, atunci distanța la care avem senzația că se găsește obiectul este distanța reală împărțită la indicele de refracție al mediului prin care vine lumina. E vorba despre drumul optic aici. Am vorbit despre aceste lucruri în cursul teoretic, reflexia și refracția. Și asta înseamnă că adâncimea la care se găsește piatra pentru noi va părea să fie H supra N, adică 1 metru împărțit la 4/3, adică 1 metru înmulțit cu 3/4, adică 0,75 metri sau 75 de centimetri. Dar H mare este 100 de centimetri, adâncimea apei, 1 metru. Și întrebarea este, cu cât pare mai ridicată piatra față de fundul bazinului? Păi dacă o vedem la adâncimea de 75 de centimetri și în realitate ea este la 100 de centimetri adâncime, atunci cu cât o vedem ridicată, cu diferența dintre cele două, cu 25 de centimetri, deci răspunsul corect, varianta corectă este D, 0,25 metri. 12. O rețea de difracție având constanta L egal cu 2 micrometri este iluminată normal, deci avem incidență normală, cu o radiație monocromatică având lungimea de undă lambda egal cu 500 de nanometri. Numărul total de maxime care se pot forma este, încă n-am publicat cursul de optică ondulatorie cu titlul rețeaua de difracție, difracția. Îl voi publica în cursul acestei luni și acolo voi deduce următoarea relație pentru condiția de maxim L pe lângă sinus de I plus minus sinus de alfa este egal cu kappa ori lambda.
unde capa este numărul de ordine al maximului, ordinul maximului, este un unghiul de incidență, în cazul nostru este 0, pentru că noi avem incidență normală. Alta este unghiul sub care se vede maximul de ordinul kappa. Pentru că noi, așa cum am spus, avem incidență normală, acest termen este 0 și rămâne plus minus L înmulțit cu sinus de alfa, este egal cu kappa înmulțit cu lambda. Pentru a afla câte maxime putem vedea, trebuie să-i dăm lui alfa valoarea maximă pentru care încă mai putem prinde maximul pe ecran. Și asta este la limită 90 de grade. Și asta înseamnă că valoarea sinusului în acest caz este 1 și rămâne plus minus L este egal cu kappa ori lambda. Și dacă lăsăm deoparte semnele, kappa se poate calcula ca fiind L supra lambda. Adică în cazul nostru, 2 micrometri înseamnă 2 la 10 la minus 6 metri supra lambda, 500 de nanometri înseamnă 510 la minus 9 metri. Și kappa atunci voi avea 2 pe 0,5, adică 4. Dar atenție, nu este încă acesta răspunsul. Ceea ce am găsit acum este numărul de maxime care se poate vedea de o parte a maximului central. Pentru că n-am luat plus și minus, am luat doar plus. Dar tot 4 se mai văd și de partea cealaltă a maximului, de ordinul 0, maximul central. Și atunci în total am 4 plus 4 plus maximul central de ordinul 0, am 9. Și răspunsul corect, varianta corectă, este atunci punctul C. Sper că v-am ajutat să înțelegeți cum trebuie să rezolvați testele Grillă și, așa cum v-am promis, vor urma și alte materiale de acest tip. În acest canal găsiți toată teoria de care aveți nevoie pentru mecanică, căldură, curent electric și optică și, de asemenea, cursuri aplicative, rezolvări de probleme, teste și sinteze teoretice care vă ajută în pregătirea pentru examenele de fizică. Vă rog să le folosiți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!